Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Trebuie să știți că în livezile mari, în intensivele mari, în unitățile mari de producție, există lunar o tradiție, de fapt și de drept este un lucru necesar. Și anume, în laboratoarele lor sau alte laboratoare specializate, se fac niște analize ale solului. Aceste analize au rolul de a descoperi dacă pe tot sezonul sau în timpul sezonului de fructificare, solul respectiv pe care se află pomii fructiferi dezvoltă niște carențe. Adică lipsesc anumite substanțe nutritive care ar trebui să hrănească pomul pentru ca acesta să-și întrețină la maxim funcțiile fiziologice și să fructifice, că de aceea este o unitate de producție. Ei bine, orice lipsă a unui micro sau macro element în pământ, cum ar fi azotul, cum ar fi magneziu, cum ar fi potasiu și așa mai departe, sunt o mulțime, ar putea crea probleme pomilor. Adică fructele nu s-ar mai dezvolta corect, procesul de hrănire al fructelor făcut de către pom nu ar mai fi în parametrii normali, frunzele ar păli, pomul s-ar îmbolnăvi și o grămadă de probleme ar putea surveni tocmai din cauza acestor carențe. Ei bine, ce ne facem noi în grădinile noastre? Pentru că da, avem și noi câțiva pomi și de multe ori observăm că pomul dar nu crește cum trebuie, frunza e palidă, mărul cade, pruna se strică și așa mai departe. Bineînțeles că pot fi o mulțime de factori care duc și care influențează acest aspect. Dar cel mai important dintre ele este necesarul tuturor substanțelor nutritive prin care pomul se poate hrăni din sol și își poate întreține procesele fiziologice. Nu știu dacă v-am explicat asta până acum, dar pentru a fructifica cât mai bine, în pom trebuie să existe un echilibru între partea de vegetație, frunze, respectiv frunze, pentru că prin acestea pomul trăiește, respiră și face anumite procese care duce la fructificare, pentru a crea acele semințe, pentru a se mulți, că așa e lăsat de la Dumnezeu. Ei bine, noi în grădinile noastre mici nu avem posibilitatea să luăm profiluri de sol, să luăm amprentă de sol, să luăm anumite părți ale solului și să vedem ce carențe avem. În schimb, eu vă spun că în mare vă puteți da seama de aceste carențe într-un simplu fapt. Puteți privi coronamentul pomului și puteți citi semnele acestuia. Și primul semn și cel mai important și cel care vă exprimă exact dacă pomul suferă sau nu este să vă uitați în partea de sus a pomului, da? Și să observați acei lăstari care ne enervează. Acei lăstari lacom care sunt consumatori ai substanțelor pomului. Ei bine, pomul dezvoltă acești lăstari tocmai pentru a regenera structura pomului și a ajunge cât mai mult la lumină. Și pomul direcționează substanțele nutritive cu precădere, prioritar, dacă aș putea spune, către acești lăstari. De aceea noi trebuie să eliminăm, da, vom vorbi în alte materiale despre asta, pentru că în momentul în care pomul folosește toată vigoarea lui să dezvolte acest lăstar, el va priva oarecum cealaltă parte a pomului de substanțele nutritive. Și ce legătură are acest lăstar? Ei bine, dacă pomul are tot ceea ce trebuie lui în pământ, toate substanțele necesare de hrănire, acești lăstari pe care îi vedeți dumneavoastră în partea de sus a pomului vor crește viguroși, vor fi de vigoare mare, vor fi înalți, vor fi puternici, pentru că sunt niște creșteri anuale. Totodată vă mai puteți uita puțin și în coronament și dacă vedeți că pe toată latura pomului avem o mulțime de formațiuni de rod, o mulțime de vetre de rod, de pinte, de zmicele, de ramuri de rod în devenire. Ramurile de semischelet și cele de schelet sunt bine garnisite, la fel înseamnă că pomul are tot ceea ce are nevoie, dar cel mai important sunt acei lacuri. Vă uitați la ei, sunt mari, sunt viguroși, depășesc cel puțin un metru, sunt groși și cresc foarte bine, înseamnă că pomul se hrănește corect și are tot ceea ce îi trebuie în pământ. Dacă aceștia sunt mici, sunt de vigoare mică, sunt palizi, sunt crescuți, chiar dacă merg pe verticală, oarecum deficitar și așa mai departe, înseamnă că pomul respectiv are o problemă. Acum veți veni și veți spune, dar de unde știm noi că are suficient magneziu și mai trebuie niște potasiu? Mergeți și puneți gunoi de grajd, soluții bio macerat de urzică, ferment de iarbă și așa mai departe, sau pur și simplu complexe, pentru că toate acelea pot sprijini pomul dumneavoastră. Iar pomul va lua din sol numai ceea ce are nevoie. Dacă are un excedent de potasiu, el nu folosește decât are nevoie. Dar în schimb, dacă are un
deficit de potasiu, atunci el va avea nevoie și va exprima acest deficit în coronamentul lui. Deci cel mai simplu, ne uităm la acei lăstari lacom până să-i tăiem și vedem ce e cu ei. Sunt palizi, sunt slabi, cresc deficitar, pomul dumneavoastră suferă. Sunt viguroși, sunt înalți, depășesc cel puțin un metru și sunt groși la punctul de inserție al pomului, atunci pomul dumneavoastră are tot ce trebuie. Mare atenție! Acești lăstari și buna dezvoltare a pomului poate fi influențată totodată și de părțile umbrite din grădina dumneavoastră și de curenții de aer, dar atâta timp cât pomul dumneavoastră este într-un loc în care este scăldat de lumina solară și nu este blocat, nu este umbrit de nimic altceva, atunci cu siguranță vă puteți da seama de acest aspect. Așa că observați semnele naturii. Până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!